vorba de mine. Nu o să vorbesc cât să vorbesc despre Deleuze. Mă uitam, am adus o carte franceză a lui Deleuze cu articolele lui și mă uitam ce s-a, aici e toată opera și mă gândeam că multe sunt din câte vezi ce am pus pe aia, încep să fie multe traduse. Paradoxal, însă, studiile lui, pentru că el, să spunem, a avut o dublă, toți exegeții remarcă această dublă existență, dublă fața lui, aceea de profesor și de exeget particular, dar foarte aplicată al istoriei, deci de profesor de filozofie, scriind despre clasici, reformatându-i ușor, punând anumite accente, dar fiind în toate bibliografiile despre Nietzsche, Spinoza, Kant, Hume, el este prezent. Și apoi o existență cumva publică, nu secretă, dar dublă, aceea de creator de extrasistem, de non-sistem, de multe ori existând evidente punți de legătură între cele două existențe, dar paradoxal în cazul nostru, în cazul limbii române, tocmai cărțile despre, uite ăsta, despre, publicate, de exemplu, mai mult la Presse Universitaire de France, unde e editură mai academică, să spunem, acestea despre Bergson, despre Proust, despre Hume, și subiectivitate, pardon, nu sunt traduse. Deci, într-un fel, exact studiile pasionante despre două cărți despre Spinoza, despre mai filozofie, au scris câte două, o carte mare, și una micuță, după aceea, peste ani, o mică sinteză. Eu am tradus cartea despre Nietzsche, a apărut Nietzsche și filozofia, și am tradus-o și pe cea mică. Deci întâmplarea face că am găsit editor, totul depinde de editor, pentru că de tradus eu traduc, în sfârșit ajung, probabil că anul ăsta o să dau o primă tranșă a unei cărți despre traducere. Ce înseamnă pentru mine traducerea? Pentru că traducerea, cum spunea recent cineva, și nu o să-l citesc pentru că îl discut eu în carte, nu ține de limbi. Deci cunoaște, traducerea e dincolo de cunoaște, nu se mai pune problema limbilor. Asta o știm sau putem citi toți în engleză, traducerea e altceva. Când traduci, pentru mine am avut o ocazie cumva improvizată să vorbesc ca model cultural și ca model despre traducere, ca model de lectură. Dezvolt, asta e o carte în lucru. E o mică teorie a mea lucru, pe care am lăsat-o să curgă de la, așa, în timp ce traduceam, ce-mi notam cu mâna stângă. Te rog. După cum ai spus și tu, eu mă interesează ceea ce se cheamă filozofie mai degrabă poststructuralistă. Deci, de la o dată încoace, să zicem, anii 70-80. Pe de altă parte, acești gânditori, această școală, în mare spus, între ghilimele franceză, a fost via Universitatea Americană, a ajuns să fie dominantă. Deci ei, într-un fel, au impus, ei nu s-au impus prin Franța, ci au fost preluați de partea contestatară, dar foarte puternică, asta e paradoxul. Ei au reușit, așa numită French Theory, au reușit să fie impuși, mai mult sau mai puțin global, de către universitatea, spațiul academic, e drept contestatar, mai ales partea contestatară americană. Acum, ce interesant este că, într-un fel, lucrurile s-au eliberat pentru că ei au părăsit istoric, biologic, cronologic câmpul și acest efect de hegemonie începe să se vadă cât a fost bine și sau rău că au dominat această dominație a unei mâini de gânditori francezi care, beneficiind de această putere, chiar dacă contestatarea, totuși, America e putere și acolo, și contestatarea americani, se bucură de puterea de replicare, cum e cea a armatei americane. Aceasta este un termen militar de a replica. Putea fi oriunde în momentul 2, unde arde ceva, a putea să te proiectezi, să replici acolo. Deci paradoxul face că ei au devenit, fiind contestatari, ei au devenit hegemonici chiar. Atunci, astfel încât efectul ăsta a făcut să se, ca traducerea să nu pună propriu-zis probleme, pentru că termenii produși de ei, fiind, începând să zicem cu Derrida, poate cel mai mult, sunt foarte idiomatici, ei lucrează cu limba. Într-un fel, asta m-a incitat să mă, eu nefiind de formație filozof, deci sunt un eretic, n-am rămas, dar știi ce să facă poetul în timpul liber, traduce.
Că altfel, asta e teoria mea, dacă scrii tot timpul. Deci pierde ori poetul, ori poezia. Dacă scrii tot timpul, ucizi poezia. Dacă încerci să reziști, s-ar putea să nu urezi. Poeții, asta nu-i problemă, de poeți traducători în cultura română. Eu din modelul ăsta am crescut și nu numai în literatura română. În momentul când eu am produs aceste dificultăți, o filozofie, o reflecție foarte legată, foarte idiomatică, foarte legată de resursele limbii, ei într-un fel au impus, au exploatat toate aceste dificultăți. Nu fiind, cum să zic, ca o umbrelă care a acoperit, au fost preluate ca atare. Diferans cu A al lui Derrida, se scrie ca atare, nu se traduce. Cum se poate? Depinde de urechea limbii franceze. Este scrisă pentru ochi. E o anulare a urechii. În care trebuie să vezi. Și atunci se scrie, se pune cu italice, se pune ca atare. Deci nu se traduce. Practic. Sau, cel puțin, englezii, școala anglosaxonă, când a preluat și au tradus, toate astea sunt traduse, ele pot fi citite, au preluat termeni ca atare. Cum este, de exemplu, în cel mai greu din această dublă operă, este cel de agencement. Pe care eu l-am, după îndelungi cântării, l-am preluat după, am preluat soluția americană, aceea de asamblaj, care a devenit o modă întreagă în artele, în arta contemporană, de exemplu, în arhitectură, numai puțin. Care nu traduce propriu-zis. Tu o să aștepți să pui când e nevoie din când în când o notă, să nu faci exces de note. Așa m-am obișnuit și aici nu se vede atât de mult. De asta într-un fel am ținut atât de mult această carte. Că e și mare, sunt 2 milioane de semne. Și n-am putut să lucrez odată non-stop. Adică trebuie să stau 2 ani să mă ocup numai de asta. Nu pot să mă ocup de un singur lucru prea mult timp. Bogdan, scuze-mă, când vorbești spre noi, s-auzim și noi mai bine. Vorbeam, da, am obicei să vorbesc cu cel care m-a întrebat. Da. Nu trebuie să ne blocăm în intraductiv. De fapt, e nevoie de tradus ca să arăți unde lucrurile nu se traduc. Ca să marchezi punctele în care lucrurile nu se comunică. Pentru că există o capcană și școala de traducere românească a căzut în ea, a format-o. Aceea de a împământeni ca și cum lucrurile, și eu m-am izbit cu redactorii de carte. În care, de exemplu, traducând pe vremuri de mult, primul Foucault, nu mai spun ce editură, cine anume, nu știa, de ce să spunem a fabrica, să spunem a crea, a zămisli, a, iată, împământenire, și intrăm tehnic acum. Nu! Asta e cuvântul, deci trebuie marcată diferența. O limbă este un spațiu de traducere, nu e o limbă în care traducem. Se poate citi. Nu trebuie să știm multe limbi. Aproape nu mai trebuie să știm limbile de origine. Deci există un mediu universal, un echivalent, așa cum sunt există un ban universal și este toată engleză. Nu mai e neapărat dolar. Există un dolar lingvistic care e engleză. Un echivalent al valorilor. Deci nu e neapărat nevoie. Și eu mă tot întreb, oare nu-i doar compulsivitatea mea sau prea multul timp liber? Mai e nevoie de tradus. Acum mă tem că e mai mult, tot mai mult nevoie, pentru că, și iar o să produc în poet ce am rămas, o metaforă, sper, epistemică, spun că un text transpus într-o limbă e ca legea. Senzația mea este când produci într-o... de a cărui necunoaște nu se poate prevala nimeni. Când un text există în limba ta maternă, presiunea pe care o exercită, e mai mare decât dacă există universal. E ca legea, nu poți să spui, nu am știut. Doamne, nu știu. Învață. Deci, în momentul în care o carte este adusă pe limba ta, senzația mea este că presiunea pentru a fi cunoscută și de a fi pusă cunoscută, adică făcută să lucreze în acel context țintă, nu-i doar limbă țintă, e mai mare. Nu zic. Cred că cazul acestei cărți este cumva invers ca de obicei. E puțin atipic, ba chiar pe dos. Într-un fel, dacă e și să-mi fie scuzat asemănarea sau nu, într-un fel, Vulgata a premers Bibliei, în cazul. Trebuia tradusă cartea pentru că aceste concepte sunt foarte influente în lumea de astăzi, circulă, sunt deja interpretate, suprainterpretate cum voiau ei, cum spune Guattari, sunt subiectivate, luate, apropiate, folosite, deformate. Și într-un fel ăsta e textul care nu vine să le corecteze. Dar textul de plecare e ăsta.
Cine nu vorbește de... În ziare se vorbește de deteritorializare, cum se vorbește de construcție. Deconstrucția e în ziare de multă vreme. Bun, al celei de Rida. Da, concepte, linii de fugă, teritorializare, mai ales deteritorializare, mai ales de logica capitalului deteritorializantă, fluxurile și așa mai departe, gândirea în fluxuri. E deja o vulgată care ar trebui reîntoasă, nu pentru a fi, nu e o chestie coercitivă, dar ar trebui văzut de unde vin, care e jocul. De asta am încercat, în ultima secundă am scris cele trei pagini de la final, să arăt că eu cum m-am jucat cu acel cuvânt, o carte stupefiantă, că e o carte care stupefiază, a stupefiat, dar care e și folosită ca stupefiant. Adică mulți au blocat în ea. O, chiar în această carte, el metaforic, așa, cei doi, pentru că vreau să spun și despre colaborarea lor câteva vorbe, vorbește de riscul ca o linie de deteritorializare devine linia morții. Când eliberarea devine sinucidere. E o linie foarte... Pentru că lectura până acum a fost doar a primului versant. Lectura intens politică, politizarea lecturii deja unui text foarte politic, mai ales în partea ultimă, tratatul de nomadologie și așa mai departe, spațiile nete, striat și așa mai departe, e deja o scritură denotativ politică. O, ele au fost, ca toate cărțile importante, s-au bucurat, cu sau fără ghilimele, de acest rapt conceptual și de aceste unilateralizări. Asta am încercat să atrag atenția că există la ei înșiși, la Deleuze și la Guattari, o atenție, un avertisment în practicarea, în transpunerea, în instrumentalizarea conceptelor. Ele rămân totuși concepte filozofice, sau măcar să le spunem textuale, deci a le lua dintr-un text și a le pune în via, presupune precauție. Și am ținut, dacă tot n-am tradus cartea asta, adică nu eu, nu cultura, nu s-a tradus la momentul respectiv, când ea creștea și pleca, mai ales sau există în America de Sud, au fost școli mai, pentru că mai ales Guattari era unul care umbla, era un militant. Și el a dus, așa, auto-misionar și a dus, a umblat pe toată planeta. Deleuze nu, pentru că nu avea un plămân, nu suporta zborul, el stătea acasă. A zburat foarte. A fost cel mai inamovibil dintre toți gânditorii francezi. Și tocmai de aceea și spune nomadism pe loc, aia despre Henry Miller și beție cu apă rece. Că lucrurile stau în altă parte, de fapt, spune. Pot fi ajutate de teritorializările, pot fi ajutate, dar când riscă ele să nu mai fie interesante, să devină stepe, să recazi în găurile negre. Acolo mi se pare că pentru toată epoca noastră se pune și pentru o bună articulare, rearticularea criticii, în general, a mari gândiri critice, cred că atenția pe care eu propun, nu vreau să propun să atrag atenția asupra unei interpretări canonice a textului, ci faptul că avertismentele sunt în această carte. Și dacă tot traducerea vine la 30 de ani, a apărut în 1980, deci la mai bine de 30 de ani, s-o luăm la prezent. Adică, într-un fel, ea merită să își citească propria posteritate. Ea se reaplică și nu e posteritate, e actualitate. Sunt concepte care sunt actualizabile până la mișcările politice de tip Occupy și așa mai departe. Am încercat doar să enumăr. Ele veți găsi limbaje, dacă în genealogia lor imediată, nici măcar nu trebuie mers până la bunic conceptual. Tatăl conceptual e aici. Sau trece pe aici. Și atunci e de făcut o discuție în ce măsură nu se întorc în poveste, ce au devenit. Într-adevăr, din punctul ăsta de vedere, traducerea este un act izomatic. De a propune acest text unei deveniri, poate devine cu totul altceva. Și a devenit în multe locuri cu totul altceva. E o mică mare nedreptate aici. Și mai nou, încep să fie publicate textele care au foarte răspândite, pierdute în ediții de buzunar ale lui Guattari, care au un psihoterapeut care începuse prin a lucra cu Lacan, s-a revoltat împotriva lui Lacan și așa s-a născut Antiodip. În primul din revolta, în special a lui Guattari, motorul, a fost Guattari motorul enervant al întreprinderii. Și apoi toate aceste concepte
puțin care au și mai pronunțat metaforice, sunt ale lui în poenie. Există o convoibie pe care o citez în altă parte, într-o altă ediție, Antiodip și Mii de Platou, Mil Platou, a existat o mică grățulie, apărută tot la editura Arata acum, deja 5, 6, 7 ani, despre Kafka și literatura minoră. Și acolo, prin cartea mică, studiul cel mare e acolo, adică e aproape cât cartea, vreo 30 de pagini. Și acolo, citesc singura lor, a reușit cineva să-i facă să vorbească unul despre altul, și de lui spunea despre Guattari așa, se ocupă cu mici comando, operațiuni de comando conceptual, spune, că intră pe teritorii străine și așa. Deci, vedeți tot acea mașină de război, tot în metafora nomadului, tribul care atacă conceptual. Și pe urmă, Guattari spunea despre Deleuze, da, și vine Gilles în spate, deși nu se tutuiau, cu manutanța filozofică și construiește conceptele. Și pune tabăra. Adică teritorializează cu cererile. Pentru că el... Deci asta e o... Și mai e o chestie importantă pe care eu aplic și o aplic și traduc și cu asta o să tac. Între ei nu era un dialog. Ei ziceau, noi nu suntem în schimbul de opinie. Noi încercăm să-l ajutăm pe celălalt, și asta e, după mine, un model comunicațional și de creație. Îl servesc pe celălalt când e într-o construcție a lui, până unde duc resursele acelei idei, ale celei dorințe de filozofie. Deci, pe rând, ei se servesc și așa au și scris. Nu scriau împreună, nu scriau cot la cot. Își trimitau, și nu erau casă, își trimitau doasca. Și asta se vede că sunt niște dezvoltări și nu-și tăiau. Fiecare își dezvolta până se epuiza o idee. O duceau fiecare servindu-l pe celălalt. Pe rând. Pe rând într-un domeniu. Construind cât putea să coste. Să construiască. Dar nu într-un schimb, cum spune el, de opinie. Nu întotdeauna. Deloc. Dezvoltau aceeași. E un alt model. Pentru că nu. El a fost mai degrabă un om de reflecție în acțiune. Și acum încep să fie editate, să fie editate și să aibă și el să-l găsești în librărie, să aibă... Deja devine operă. Dar e, trebuie spus, pentru că prima tendință de ultime de interpretare a fost să-l... Deleuze fiind hipercunoscut, având o dublă operă deja, având cărțile lui, îi se punea mai degrabă lui încă și meritele și criticile. Și nu e... Echilibrul merită redat. Urmează, Felix urmează. Eu am tradus în ideea, în ultima lui carte mică, cele trei ecologii. Că ai un text, un articol, că e foarte bun. Deci... Da? Da, sigur. Există chiar colobii despre Deleuze și literatura, sunt niște cărțuri, așa? Poate, o luăm excesive, adică deja când începe exegeza bate bine locuri de caz devină, până nu devin comune, nu sunt suficient bătute. Păi, tocmai colaborarea lui nu-i plăcea, de exemplu, lui Deleuze, nu-i gusta teatru, nu înțelegea teatru. Dar a scris două cărți care sunt, a scris o carte în două volume despre film. Una din cărțile care fac a teoria maximă, care sunt în același timp în teoria filmului și o poate după ea. Tocmai s-au tradus, adică s-a tradus și al doilea, Cinema 1 și 2, Imaginea Mișcare și Imaginea Timp, în care, în al doilea volum, care tocmai, nu, ăsta nu l-am tradus eu, dar le știu, e, lansează Deleuze, de exemplu, conceptul de cristal al timpului. Foarte ciudat, așa, acolo e metafizica lui, contra-metafizica lui, e produs în acea carte despre film, vorbind despre Citizen Kane, de exemplu. E, acolo cred că e un exercițiu cum să faci filozofie cu așa numită cultură populară, care trebuie studiat în sine, așa, e un exemplu viu de metafizica actelor, deci el zicea de altfel, că nu trebuie neapărat să fie un act de filozofie nu e neapărat un act, o carte, și nu e neapărat un act discursiv. Nu trebuie neapărat. Apoi, el spune, multe personaje, există mari personaje din literatură, care sunt mai interesanți ca filozofi decât mulți filozofi. Personaje, nu autori.
personaje literare. Și sunt, de exemplu, am un text extraordinar despre, despre Bartleby al lui Melville, scribul care spunea, cum știți, aș prefera să nu. Și ai un, în Critică și clinică, o carte greu de traduzat, pe care mi-a plăcea să o fac la un moment dat, în care sunt mai ales textele lui despre, despre literatură, în care ai un text despre America și despre... Și de acolo, într-un fel, încep eu să am anumite bănuieșuri ca o pistă de cercetare, legătura lui și, în general, nu numai a lui, și a lui Foucault, într-un fel, nemăturisită, nedată în fapt, prin citate, cu gândirea, cu gândirea pragmatică, cu pragmatismul filozofic, vorbesc. Nu întâmplător, în, în cărțile despre cinema, este o, un dialog cu Pierce, căruia îi adaugă și relativizează cumva, că îi adaugă în teoria lui de 600 și ceva de tipologii de semne, ca e un, așa e o ducere a sistemului până la nebunia sistemului, dar și cu William James, cu Dewey, deci sunt, încep să fiu convins că ei au fost niște, la rândul lor, niște traducători continentali, retrocontinentali, dacă vrem, ai pragmaticienilor. Și atunci e o legătură, nu întâmplătoare, dar legătură e chiar izoma pe dedesubt, într-un fel. Pe sub gândirea dominantă, inclusiv cea anglosaxonă dominantă, ei au importat și n-au mătuisit. Deci e un comerț cumva ilicit sau păstrat așa gri. Încep să văd anumite tipuri acestea, ocazionale, tipuri, exemplu conceptului de cum ce face Deleuze din conceptul de individuație, de individuare, de heceritate. Nu există individuație fără subiect. Nu doar subiectul se individuează. Și are aici, v-a adus în trei pagini, așa ca o prezentare, e o prefață la ediția italiană a lui Emil Plato, care are fix trei pagini, și îi spun cum cele două cărți, Antiodip, a avut un mare succes, dar pentru ei a fost, deci lucrurile sunt în foarte, așa, în chiasm. A avut un mare succes, dar pentru ei a fost o fundătură, pentru că a fost doar o critică. Au pus capăt pentru ei, nu ducea de parte, că au vrut să o rezolve cu, cu psihanaliza în general și chiar cu psihanaliza cumva revoluționară a lui Lacan. Și a, au zis că e falsă eliberare și așa mai departe. Cunoașteți, nu... Oedip, fundătură Oedip. După care zice că cartea aceasta deja erau la putere în vogă în anii 80, începutul anii 80, așa numiți noi filozofi, care au mai mult sau mai puțin filozofi, sau pot, mai degrabă mai puțin. Dar ei se numeau noi filozofi, foarte importanți politic. Și în contextul acela, ea a fost mai cartea asta a fost mai puțin citită și mai mult citită în exterior. Deci, într-un fel, ea tot se întoarce, mii Plato, zic, mii de platouri, se reîntoarce în, în Franța. Și îi spune, dar de-abia cartea aceea a mers mai departe. Și îi spune, cele trei teme din Antiodip erau următoarele. Inconștientul funcționează ca o uzină, nu ca un teatru. Adică produce. Doi, deliul sau romanul este istorico-mondial. Deci noi, nebuni adevărați, delirează lumea. Deci îi văd lumea paranoici. Știm că pentru psihanaliză e schizofrenia paranoidă, boala, cum zice pentru romantici, melancolia sau se chema așa. Și bolile au istorie, nu sunt, încă n-am nimic. Acum e alta, e ADHD-ul. Acum. E alte boli, alte, e depresia. Nu mai suntem paranoici, suntem depresivi. Și există o istorie universală a contingenței. Și spune el, Antiodip avea o ambiție kantiană. Trebuia să încercăm un fel de critică a reacțiunii pure la nivelul inconștientului. Nu citesc tot, sunt formule. Mil Plato se reclamă de la o ambiție post-kantiană. Chiar dacă hotărâți, zice, rezolument, tranșant anti-hegeliană. Deci, anti-hegelianismul lor e final. Proiectul e constructivist. Sunt dași construcții mici. În această relectură de trei pagini al lor, ei spunând că un conceptul central fiind aceea de mulțime, multiplicité în franceză, eu trebuie mulțim pentru că merge și cu teoria mulțimilor din matematică, el se bagă, deși a fost criticat puțin în istoria științelor, în, epistemologic ei au fost criticați de aceste evaziuni, evadări în în teoria subansamblurilor și așa mai departe, pentru că au zis, bun, le-au luat doar metaforii. Așa e probabil. Dar nu s-au refuzat să o facă. Și aici vreau să ajung, de asta
evenimente care sunt heceitățile, adică individuații fără subiect. Și sunt exemple în această carte cu o ambianță, e o subiectivitate. O zice, ce este o devenire? Zice, subiectul, am un text de filozofia a doi, subiectul filozofic a doi, e asta ce fac ei, cum să fie în doi, cum să scrie în doi. Și îi spun foarte clar, devenirea nu unul devine, zice, devenirea animal, zice, devenirea animal. Zice, nu un animal devine un alt animal, ci împreună creează o entitate, o individuare terță. Deci produc o noutate. Amândouă se deteriorizează, nu una în alta. Deci nu e binară. Ci împreună intră într-o devenire imprevizibilă până atunci. Dintr-o întâlnire este o ființă, o individuare în plus, care nu e neapărat un subiect. Poate fi o lume, un climat, o ambianță, un asamblaj, lucruri care merg împreună, dar nu sunt omogene. Dar funcționează, produc. Și atunci asta e de ajuns pentru ei, criteriul e productivitatea, noutatea. Dacă produc, e de ajuns, nu trebuie să... După aceea sunt și instabile, instabilitatea e foarte mare. Bun, dacă ar fi așa, apropo de stabilitate, metastabilitate, un gânditor, un mare gânditor, sfârșit puțin nebun, pe care îl folosește, pe care l-a ținut în actualitate, l-a adus și l-a ținut în actualitate, e Simondon. Un total necunoscut, reeditat, acum începe să fie editat central, ca să zic așa, adică la edituri de la centru, cu ieșire la vitrină. Era trăia la Poitiers, parcă, acolo a și predat, și are o gândire despre tehnică, despre sistemele tehnice, pe care Deleuze a folosit-o. Deci el și un exemplu de non sau de exegeză productivă, că nu e o exegeză, nu scrie despre, nu îi dedică o carte. De asta sunt interesante de studiat în cazul lui, cum scrie el despre filozofie. Acele cărți de bibliografie. De bibliografie, de facultate, de filozofie, cum să zic așa, de bibliografie de referință. El este în toate aceste bibliografii pe câțiva autori. Cum se face trecerea într-o carte de felul ăsta, în care, iată, ca să o scrie, s-a lăsat purtat cumva de un terapeut, dar de un terapeut care a cărui sistem instituțional, terapia instituțională, era tocmai era un joc de roluri într-un coleg, într-o clinică, toată lumea pe rând ocupau toate rolurile, indistinct nebuni, alienați sau personal medical. Deci, această creație deci, nu este nici Deleuze, nici exemplul acela de... Deci, e o subiectivitate, această carte e un obiect, aceasta, pardon. Asta e o culegere postumă. E o culegere lui Deleuze. Asta e o antologie de textele postume, volumul 2, și așa mai departe. Despre asta, ca să fac o mică plimbare, așa. Bun, de exemplu. Procesele de subiectivare care se exercită în aparatele de stat și războinice. Punerea în convergență acestor produse în cadrul capitalismului. Și prin ele, și prin state. Modalitățile unei acțiuni revoluționare în condițiile capitalismului. Într-un fel, ei preiau o mare discuție de la Marx și Engels și de la Lenin, deci gândirea tradițională, deja tradițională, revoluționară, când e coaptă o revoluție. Păi când o revoluție poate izbucni în momentul cel mai rău. Deci, e o gândire dialectică. Ei pun în discuție acest model dialectic. Deci, când e catastrofa aproape, atunci e și revoluția aproape. Îi spun că da sau ba. Și că nu trebuie neapărat unificată ideea de revoluție. Sunt puncte de deteritorializare care se pot unifica, dar problema rămâne deschisă. Deci, este și din punctul de vedere al o gândire post-dialectică, declarat anti-hegeliană și post-dialectică, care, până una alta, a ajuns să fie un model multă lume nu înțelege. De exemplu, am cu prietenul Claude Caianu. De ce nu se unește? Nu avem o stângă, nu avem un partid, am făcut un partid comunist, revoluția, zic, poate nu se mai poate. Ce ai Occupy? Se strânge lumea și stăm în stradă așa. Exact pentru că afectele politice au fost atât de distruse încât ele trebuie refăcute prin mici comunități în care se fac. Deci, s-a pierdut atât de mult încât teoria, schema revoluționară, inclusiv leninistă, probabil că pentru moment sau pentru niciodată, este inaplicabilă. Și asta zic, o să-i regretați pe ăștia, această generație, așa zis, reformatoare,
social-democrată, când ei părăsind scena politico-mondială, intelectuală, vin cei care au stat la cutie, maoiștii, care abia ăia vor revoluție, ăștia poate n-au vrut. Și am zis, voi credeți că ăștia au fost radicalii? Radicalii revin acum. Erau mai filozofi, da, cei care au confundat drept instigatori, da, gen Deleuze, Guattari, da. Se va dovedi probabil și se dovedește deja că erau mai filozofi decât au fost, s-a crezut despre ei, și mai puțin revoluționari. Tocmai pentru că revoluția e un model pe care ei nu discutau. Eu sper că este autentic. Nevoia, justificarea lui mi se pare evidentă. Sper că este autentic și va deveni tot mai autentic. Tocmai de asta mă interesează un discurs de stânga, să spun. Eu aș spune mai degrabă un discurs critic, care să nu fetișizeze categorii și scheme. Detest, sau nu-mi plac conservatorismele și de dreapta și de stânga. Tu ce spuneai acum, e mai degrabă o schemă conservatoră de stânga. Pe când, dacă ar fi să tăiem între ele, ar trebui inovația să fie mai degrabă de stânga și rigoarea, norma, să fie mai degrabă de dreapta, dacă e pe așa. Dar lucrurile cum stau acum sunt cumva puse invers. Există o discuție între conservatori de stânga și de dreapta, pe care, care, după opinia mea, este prea puțin interesantă și actuală. Dar hai să o spun. Este, ca traducător, este o experiență cu totul aparte, cea mai dificilă. Nu se compară tot, bun, dificultățile de a traduce Derrida și așa mai departe, în special Foucault. Acolo e o experiență a preaplinului. Sunt scritori mai degrabă baroco-manieriști. Prin adăugare, acolo sunt straturi peste straturi. Experiența cu Deleuze, în special cu scritura lui, acum nu știu a cui e, da, știind și Deleuze, e probabil că el dădea ultima redactare, este una a lipsei. Există un titlu al unei cărți de exegeză despre Deleuze, dar cartea în sine e neinteresantă, dar ea e interesantă, estetică, Sahara se cheamă, o estetică, estetica lui Deleuze. Da, este o scritură deșertică. Și n-am putut din prima s-o traduc. Îmi povestesc o întâmplare foarte interesantă, în sine deja merită spusă și teoretizată. Întâi am tradus adăugând, deci a fost o primă traducere semantică pentru mine, pentru că nu dădeau în română frazele, sau nu îndrăzneam eu să fac din prima pasul. Deci a trebuit cumva să joc singur, să mă joc de mai multe generații, cumva. A fost o primă traducere semantică, după care mi-am dat seama că era un păcat politico-filozofic. Scriam, eu îi tradusesem în limba stăpânilor, în limba statelor, a maestrilor, exprimându-mă în limba, nu a celor, a unor minori. Deci ideologic eu îi asasinasem. Pentru că e o frază în care adăugam conectori, în care... ca să se înțeleagă, întregeam fraza. După care a trebuit să detraduc. Dar numai trecând prin această primă operație. N-am putut din prima. Cred că nu se poate, nu știu. Sau eu n-am avut curaj. Pentru că întâi o făcusem... Știu că așa m-am repezit să mă ofer către editura Art când s-a înființat. Acea carte de Kafka pentru o literatură minoră, zic, o am tradusă. Și îmi zice Laura Alburescu, redactor, și zic, dă-o, o iau. Am început să mă uit și m-am speriat. Nu, era traducere de plăcere pentru mine. Și nu era tradus. Am mai stat 6 luni, deși era un text de 100 de pagini, cel mult. Nu era tradus. De fapt, o citisem. Era traducerea de lectură. Traducerea de scritură, de expresie, a urmat după aceea, în baza primei. Deci, e o chestie că mi s-a întâmplat foarte greu. E întâmplat și nu cred că mi-a reușit acum, nu e o chestie de experiență. Cred că dacă m-aș mai apuca să traduc de lui, cred că aș trece tot prin... De asta poate dacă mai o să mai iau texte mici ca să-mi permit luxul ăsta de a face mai multe operațiuni. Ceea ce nu mi s-a întâmplat cu celelalte traduceri. Adică au fost lecturi cumva mai directe, straturile erau bătălie cum să decizi ce fațetă să, din limba română să arăți dintr-o chestie cu mai multe, la noi neavând neapărat paradigmele complete, la fel paradigme lingvistice, la fel ca în limba franceză.
Aici, asta este aventura mea, deci pentru mine e mai mult de asta vreau să scriu în sfârșit o carte despre, o cărțulie despre traducere, nu despre traducere, ci pornind de la experiența asta. Acum, ceva produce în limba română, nu dau seama, încă mi-e frică să mă uit pe ea. Că, pe de altă parte, o traducere nu e niciodată încheiată, de asta, în alte cazuri, nu în ăsta, eu le las la vedere. Este o altă traducere acum apărută, pe care am făcut-o la TACT, în seminar al lui Derrida, pe care nu l-am vrut eu neapărat, dar a fost provocarea editorului, în care totul e la vedere. E cum, se văd multe paranteze, e traducere școală, într-un fel. Aici nu mi-am permis, n-am vrut. Aici am vrut să închid, chiar dacă totdeauna o traducere, ar trebui să fie online o traducere. Și sunt ateliere de traducere, deja noile, nicio traducere să nu se facă, până noi încă suntem într-o paradigmă, într-o linie, într-o tradiție romantică, a traducătorului inspirat, care vorbește herderian în mai multe limbi și încearcă să divineze geniul unei limbi. Mai nou se lucrează mai tehnic, eventual, în teorie, trebuie un specialist cu unul mai degrabă scriitor, deci sunt mai degrabă colaborări, se discută despre chestia asta și deja, știu că am avut niște exemple de laborator, cu concepte de genul societate civilă, care apărea tradus în multe feluri, nu vă pot spune, în funcție de contexte. Pentru că nu e același. Inclusiv între franceză și germană. În germană, desemnând burger, era societatea orașului. Deci deja un concept care nouă ne pare evident, dar care a fost impus ca evident printr-o anumită filiație, deja vă dați seama, în India, și sunt discuții, sunt site-uri deschise, sunt deja portaluri colaborative despre traducere în sine, de concepte, traducere de concepte. Mai concept, ăsta un exemplu pe care l-am preluat, nici n-am studiat bine, pentru că este enorm site-ul acela, o să aș putea să dau. Și se propun astfel de traducere deschise. Deci, nu știu ce va da în română. Pentru mine o aventură mare a fost. Care sunt convins se va repeta. Adică nu mă văd în stare, nu cred că se acumulează lucruri. Dacă mă mai apuc, cred că la fel trec. Întâi o fac ca să înțeleg bine și atunci adaug, că altfel nu, mă prefac că înțeleg, nu pot să dau. Traducerea poate să meargă și așa, uneori. Și, bă, n-am înțeles, o dau mai departe. Înseamnă că nu e de înțeles. Înseamnă că e autorului și atunci se descurce cititorul, care în situația mea. Sunt puncte în care zici, doamne, ia să transfer eu, că, cum sunt eu în situația asta, probabil că e o problemă de fond, nu e a mea, nu pot să rezolv totul. Și o dau mai departe. Și ai o dificultate să redai niște necunoscute cumva în termenii lor, că probabil nu ți aparțin și ar fi iarăși un păcat să încerci să tranșezi o chestie care e lăsată, poate e o scăpare, sunt autori, nu sunt încheiate. Teorii științifice nu sunt încheiate. De asta evoluează, de asta există cercetare și nu e adevărul din prima. Așa că pentru mine e o aventură de lectură care va continua și cu alții autori. Mai am niște idei.